În urma tragicului eveniment petrecut sâmbătă, când un bloc din Galați a fost aruncat în aer din cauza unei acumulări de gaze, Inspectoratul pentru Situații de Urgență aduce câteva precizări care pot face diferența dintre viață și moarte. În primul rând, este interzis dormitul în încăperi cu focul deschis sau în camere cu aparate de utilizare nelegate la coșul de fum. Focul nu va fi lăsat nesupravegheat la aparatele neautomatizate. În cazul în care aparatul de utilizare nu este etanș sau nu are tiraj, focul nu va fi aprins. Totodată trebuie asigurată o ventilare permanentă în încăperile unde funcționează centralele termice sau aparatele de consum cu flacără liberă. În cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor necesare de către o firmă autorizată. O atenție deosebită trebuie acordată coșurilor de fum, fiind recomandată verificarea și curățarea acestora de cel puțin 2 ori pe an, exclusiv prin intermediul firmelor de coșerit sau al persoanelor autorizate să efectueze asemenea intervenții. Totodată, dat fiind riscul major de producere a unor evenimente tragice ca urmare a manevrării necorespunzătoare a aparatelor alimentate cu gaze naturale, consumatorii trebuie să fie atenți la modul de aprindere al arzătoarelor, astfel încât să nu genereze acumulări de gaz. Dacă se simte mirosul specific de gaz, trebuie stinse imediat toate focurile, se deschid ușile și ferestrele, nu se manevrează aparate electrice și se anunță dispeceratul furnizorului de gaz. Pentru o utilizare în condiții de siguranță a gazelor naturale, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Galați solicită consumatorilor să respecte următoarele reguli. Să nu lase instalațiile neautomatizate să funcționeze fără a fi supravegheate. Să se asigure că au fost curățate coșurile de fum, să nu utilizeze instalații care nu sunt legate la coșuri de fum, să acorde o deosebită atenție aerisirii încăperilor în care se găsesc instalații de gaz, să nu folosească niciun fel de alt combustibil în instalațiile de gaz, deoarece acestea pot duce la deteriorarea arzătoarelor și la înfundarea coșurilor de fum. Aceste deteriorări pot să ducă la rândul lor la intoxicații cu monoxid de carbon sau chiar explozii. În cazul în care sunt scăpări de gaze într-o încăpere sau clădiri, luați imediat următoarele măsuri. Stingeți toate focurile, deschideți imediat toate ușile și ferestrele, nu manevrați aparate electronice, nu aprindeți sau stingeți lumina, nu verificați cu flacără etanșeitatea instalațiilor de gaze naturale.